Astăzi a avut loc ședința Consiliului Județean al lunii iunie, în cadrul căreia au fost discutate proiecte extrem de importante pentru cetățenii județului nostru. Mai multe drumuri județene vor intra într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Astăzi au fost aprobate două proiecte de hotărâre necesare pentru depunerea unor cereri de finanțare pe programul regional în vederea accesării de fonduri europene în valoare de 50 de milioane de euro pentru reabilitarea și modernizarea a 65 de kilometri de drumuri județene. Deci, Consiliul Județean Mehedinți va beneficia prin programul regional Sud-Vest Oltenia pe exercițiul financiar 2021-2027 de suma maximă de 50 de milioane de euro pentru reabilitare sau modernizare de drumuri județene. În acest sens, prin programul operațional asistență tehnică, Consiliul Județean Mehedinți a început demersurile să întocmească documentațiile tehnice aferente mai multor tronsoane de drumuri județene, totalizând 65-66 aproape de kilometri pentru mai multe tronsoane, așa cum spuneam, iar astăzi am aprobat două hotărâri de Consiliul Județean foarte importante de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție. Pentru că ne pregătim ca, sperăm noi, la sfârșitul acestei luni, dacă nu începutul lunii februarie, să depunem două cereri de finanțare, astfel încât Consiliul Județean Mehedinți să atragă cei 50 de milioane de euro pentru a reabilita și moderniza drumuri județene. Tronsoanele care vor beneficia de această finanțare sunt următoarele. Mai întâi, în zona de sud, din satul Gemeni, se traversează satul Dărvari, se traversează satul Obârșia de Câmp până la drumul național. Un alt tronson pleacă din drumul național, traversează satele Nicolae Bolcescu, Viașu și Pătulele. Alt tronson de la Pătulele până la Dânceu și prin Dânceu pentru accesele la proprietăți. Apoi din Jiana, de la Rompetrol de acolo, până la satul Scăpău și apoi până în dealul Stârmina la intersecția cu drumul național. Ultimul tronson din acest prim lot pleacă din Scăpău, traversează satul de Vesel și ajunge din nou la intersecția cu drumul național DN56B. A doua cerere de finanțare, pentru care, așa cum spuneam, am aprobat astăzi indicatorii tehnico-economici, privește un tronson de drum județean foarte important pentru locuitorii comunei Corcova, și anume tronsonul de 5 km de la intersecția cu drumul național până la ieșire din satul Prăvulești, până la limita cu comuna Căzănești, pentru că pentru Căzănești avem finanțare prin Programul Național de Finanțare Anghel Saligny și am semnat deja, și acum am anunțat zilele trecute, am semnat deja contractul de proiectare și execuție, având un termen de 24 de luni. Și al treilea tronson, din cea de-a doua cerere de finanțare, va privi drumul județean, care pleacă de la intersecția cu drumul național către Târgu Jiu, din Ciovârnășani, traversează Ciovârnășani, satul Șișești și ajunge în satul Ilovăț la intersecția cu un alt drum județean. Valoarea totală a acestor tronsoane de drumuri județene este de 50 de milioane de euro, iar dacă suma va fi depășită, va fi completată din bugetul propriu al Consiliului Județean Mehedinți. Din fonduri guvernamentale, mi s-au aprobat proiecte în valoare de 140 de milioane de lei, mai exact 5 proiecte. Am semnat deja 3 contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării și mai avem 2 de semnat. Iar din acestea 3, pentru care am semnat contractele de finanțare, deja am semnat 2 contracte de proiectare și execuție pentru drumul care traversează Căzănăștiul și pentru drumul județean de la ieșire din Magheru până la intrare în satul Bunoaica. Așa cum v-am mai spus, termenul de implementare a acestor două proiecte este de 24 de luni, 4 luni proiectare, 20 de luni execuție. Județul Mehedinți se află într-un amplu proces de modernizare și reabilitare în toate domeniile și asta datorită implicării autorităților județene prin președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu.